Bună ziua la această ultimă conferință din anul 2022. O conferință de, să zicem noi, de bilanț, de urări, pentru că, iată, am trecut împreună peste un an care nu a fost foarte simplu, dar acum, în preajma sărbătorilor de Crăciun, așa cum prin colind așteptăm acea veste minunată, astăzi voi veni cu doar cu câteva vești bune care să le prezint publicului și câteva cuvinte de apreciere pentru activitățile din acest an. De aceea voi începe cu distincțiile pe care Primăria Municipiului Roman le-a primit în finele acestui an de la două instituții, autorități importante din România, și vorbim aici de Asociația Municipiilor din România și de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Și dacă ne referim la Asociația Municipiilor din România, AMR, cum îi spunem în acronim, prescurtarea, iată, am primit acest premiu de excelență pentru transformare digitală și reziliență instituțională, premiu oferit ca urmare a proiectelor și a demersurilor făcute la nivelul administrației publice locale din Roman în sensul transformării și modernizării activității în primărie prin cele două proiecte POCA, informatizare și digitalizare activității și în primăria municipiului Roman, considerând, iată, echipa de evaluare că prin diversitatea serviciilor, prin modul de funcționare, prin aceste programe, primăria a devenit o primărie modernă, mai aproape de cetățean, așa cum am spus, cu foarte multe servicii digitalizate, informatizate și cu foarte multe procese lucrative foarte bine stabilite prin aceste proiecte pe care le-am implementat. Un alt premiu, o altă distinție de data aceasta din partea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, avem o mențiune pe care am primit-o pentru inovație și calitate în sectorul public, care a venit să completeze, iată, aprecierea de la Asociația Municipiilor din România cu aceste programe de informatizare și de digitalizare, care, iată, s-au dovedit că sunt printre cele mai performante din țară și nu numai la nivel de municipiu, pentru că Agenția Națională a Funcționarilor Publici a adus în competiție și alte autorități în afară de administrații publice locale, companii naționale care au concurat alături de administrațiile publice locale pe acest domeniu de activitate. Astfel că doresc în urma acestor aprecieri, dar nu numai în urma aprecierilor pe care le-am primit și distincțiilor, să mulțumesc colegilor mei din Primăria Municipiului Roman care au făcut posibil implementarea și derularea acestor proiecte de la faza de scriere, evident, și după aceea de implementare și iată acum de lucru și de promovare. Au făcut posibil aceste distincții și aprecierea municipiului Roman la nivel național. Le mulțumesc pe această cale și mă bucur că avem un colectiv competitiv și competent deopotrivă care pune umărul pentru transformarea administrației publice locale. Voi merge mai departe, sigur, așa cum am spus, cu alte vești bune, doar vești bune în acest sfârșit de an, pentru că trebuie să anunțăm că în urma documentațiilor depuse și a aprobărilor,
S-au și semnat alte două contracte de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență și mă refer aici la actualizarea în format digital GIS al Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism Municipiul Roman, un proiect care aduce alături de această platformă modernă și 10 stații de încărcare electrice pentru autovehicule moderne. Este un proiect de peste 400.000 de euro, a cărui contract l-am semnat zilele trecute și va urma procedura de proiectare și ulterior de implementare. Sigur, acest instrument modern de care avem nevoie sau are nevoie orice administrație publică vine tocmai să poată face o planificare spațială, digitală a teritoriului, a municipiului Roman, tocmai pentru a fi în armonie cu planul județean de dezvoltare, cu strategia județeană, regională și națională. De aceea este o componentă de care nicio administrație nu se poate lipsi, iar noi, cu sprijinul celor de la compartimentele speciale pentru implementare, iată că avem o astfel de reușită și am semnat un contract pentru acest proiect prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Un alt proiect care s-a concretizat prin semnarea contractului de finanțare este vorba de modernizarea transportului public de călători, achiziția mijloacelor de transport, respectiv autobuze nepoluante, proiect care are în complementaritate și două stații de încărcare pentru autobuze, stații care sunt propuse pentru Comuna Cordun cu care am intrat în parteneriat pentru dezvoltarea acestei unei rute noi, o condiție esențială pentru finanțarea unor astfel de programe. Și bineînțeles, acest proiect care este de aproape 3 milioane de euro va începe imediat în etapa următoare cu pregătirea documentațiilor pentru proiectare, pentru demararea procedurilor de achiziție. Toate proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență se vor finaliza în anul 2026. Mai avem confirmarea și urmează să semnăm, desigur, și alte proiecte, dar care vor fi prezentate la momentul în care vom avea contractul semnat și atunci este certitudine. Dar mă bucur că iată deja foarte multe proiecte din cele care s-au lucrat în acest an și s-au depus, reușim să le promovăm și chiar să semnăm contracte într-un ritm foarte alert, pentru că, așa cum a constatat toată lumea, Planul Național de Redresare și Reziliență, ghidurile și modul de derulare este unul foarte eficient și e un lucru bun pentru fiecare administrație locală. Chiar ultimul proiect care l-am depus, cel care tot prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman, acel de dotare și achiziție de echipamente pentru combaterea și diminuarea infecțiilor nozocomiale în spital, am primit avizul de conformitate, urmează să se mai solicite și alte documente pentru clarificare, deci este pe procedură de avizare, un lucru iată foarte bun, acesta fiind unul din ultimele proiecte pe care le-am și avizat în Consiliul Local. Trecând de la aceste vești bune, am să vă mai transmit și faptul că mai sunt câteva activități pe care le desfășurăm până la sfârșitul acestui an, unde fiecare dintre noi ne putem bucura și participa alături de reprezentanții primăriei municipiului Roman. Și mă refer aici la activitatea Caleașca lui Moș Crăciun, activitate care se va desfășura în cursul zilei de 24 decembrie, adică mâine, așa cum am mai prezentat și într-o ediție anterioară a conferinței de presă. Vom avea în data de 29 decembrie
Festivalul de datini și obiceiuri roman metropolitan, la fel un festival cu tradiție, unde sunt participanți toți colegii din primăriile din Roman Metropolitan și le mulțumesc pentru deschidere, implicare și colaborare pe această cale. Iar, bineînțeles, încheiem anul cu Revelionul în centrul municipiului Roman, unde împreună sperăm să ne vedem, să fim la cumpăna dintre ani, să ne spunem față în față la mulți ani, așa că sper să ne vedem cât mai mulți în piața Roman Vodă, la acțiunea la care voi fi prezent și eu. Iată că ușor, ușor, cu pași repezi, aș spune eu, a trecut și acest an. Așa cum am spus, nu a fost ușor, dar ne bucurăm de rezultatele pe care le-am obținut în această perioadă și sunt convins că împreună, atât cu personalul din Primăria Municipiului Roman, cu ceilalți colaboratori, cu toți romașcanii care ne trimit sugestii și ne susțin, vom reuși să avem o activitate bună și să dezvoltăm orașul așa cum ne-am propus. De aceea, în final, aș vrea să transmit și eu tuturor, să vă transmit dumneavoastră care ați fost alături de mine săptămână de săptămână, ne-ați promovat și ne-ați întrebat tocmai pentru a se cunoaște cât mai bine activitatea Primăriei Roman. Vă transmit sărbători fericite, sănătate, liniște și bucurii, la fel cum doresc angajaților Primăriei Municipiului Roman, colaboratorilor, partenerilor noștri din acest an și tuturor romașcanilor, sărbători cu bine, cu liniște, binecuvântate, cu sănătate și să ne vedem cu bine în anul care vine.